Prunele conțin cantități mari din vitaminele A, C și K, dar și minerale și numeroase oligoelemente asimilabile, potasiu, fier, cupru și seleniu. Totodată au calități antioxidante puternice, distrugând radicalii liberi care atacă celulele umane. Protejează sistemul nervos. Cercetătorii britanici au descoperit că în pulpa de prună se regăsesc o serie de compuși aminici ai acidului butiric și hidroxibutiric, care cresc producția de acid gamma-aminobutiric. Prin stimularea de GABA, majoritatea funcțiilor nervoase sunt revigorate. Acești combustibili butirici pot acționa și asupra producției de serotonină. Previn boala Alzheimer. Alzheimer este o boală degenerativă progresivă ce afectează zone ale creierului ce controlează memoria, inteligența, capacitatea de judecată, limbajul și comportamentul. Un studiu realizat în laboratoarele Universității Cornell din Statele Unite arată că dozele mari de resveratrol și mai ales repetate blochează procesele degenerative la nivelul sistemului nervos central, previn demența senilă. Pe lângă Alzheimer, consumul de prune previne și alte afecțiuni care favorizează apariția demenței senile. Acidul clorogenic și neoclorogenic administrate sistematic ajută la menținerea nealertată a unor funcții cognitive, cum ar fi atenția sau memoria. Cum se consumă prunele? Pentru stimularea memoriei se consumă cel puțin 3 prune pe zi. Antioxidanții puternici din aceasta elimină celulele deteriorate care afectează memoria. Pentru prevenirea Alzheimerului și demenței senile se consumă între 400 și 600 de grame de prune în mai multe reprize, cu aproximativ 15 minute înaintea meselor principale, în cure de minimum 2 săptămâni. Consumul de prune este contraindicat în boala diareică acută sau cronică și în caz de suferințe renale, cum sunt pietrele la rinichi. Prunele uscate nu sunt recomandate persoanelor care suferă deja de diabet zaharat. Relatează sărbători alături de tine.ro.